În timp ce salariații regiei autonome pentru activități nucleare protestau în fața prefecturii Mehedinți pentru închiderea treptată a regiei, în ședința de Consiliu Local, liderul de sindicat prezent în ședință a ridicat problema ranului și a cerut explicații primarului Constantin Gherghe. Astfel au fost făcute câteva lămuriri și astfel au fost lămurite câteva aspecte. Vă rog frumos să-i acordăm cuvântul. Domnule primar, domnule viceprimar, stimați aleși ai acestui oraș, ca și consilier. Am rămas surprins că pe ordinea de zi s-a aflat pentru prima dată, ca și noutate extraordinară, că în cadrul primăriei se va înființa o societate de acțiuni care să preia de fapt obiectul de activitate care îl deține la ora actuală regia de activități nucleare care are ca și angajați în jur de 2400-2500 de oameni. De asemenea, prin ceea ce a anunțat domnul primar, înțeleg că, de fapt, undeva, cândva, de cineva, s-a pus o cruce mare la această regie. Că, altfel, nu și-a dat sensul ființării unei asemenea societăți de acțiuni. Deci, prima dată când eu, într-un mod oficial, așa consider la această ședință a dumneavoastră, ni s-a comunicat că această regie dispare. Automat dispar cei 2400 de angajați care, în proporție de peste 99%, sunt locuitori și cetățeni ai acestui oraș. Cu stupare rămân surprins că am auzit din pozițiile pe care dumneavoastră le-ați luat în cadrul acestei ședințe referitor la punctul pe care domnul primar l-a dat la cunoștință, că nu ați știut de variante că s-au pus sau în care cineva a fost interesat să caute alternative la această modalitate sau modalitatea de încălzire a orașului în eventualitatea dispare termul central. Deci greutățile financiare prin care regia trece se cunosc de foarte mult timp și le cunoaște inclusiv domnul primar. Personal am fost de funeral date ori la domnia sa. Mi-a confirmat că știa greutățile și de asemenea mi-a spus la momentele respective că primăria și am înțeles prin asta Consiliul Local caută soluții și chiar există soluții propuse de către ISP. În sfârșit, am aflat acum că acum a venit un proiect. De ce n-a știut dumneavoastră, n-am idei? Și rămân surprins. Parlamentarii nu știu, am făcut tot timpul mai mult. Dar... Și ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Păi ăsta nu-i răspuns de... Nu răspunsul. Un primar care... Celor care... Mă scuzați, vă rog să mă scuzați. Un primar care a primit ștampile de cel puțin de oameni ăștia care mâine își pierd locul de muncă, să veniți și să spuneți că creați o societate pe acțiuni din cadrul primării, că această entitate economică pur și simplu dispare. Dacă dumneavoastră, din punctul dumneavoastră, de conducător al acestei ori, credeți că e un răspuns pe care cei care își pierd locurile de muncă și nu mai au posibilitatea să asigure trai familiei lor, că o să-i mulțumească, eu cred că vă înșelați. Iar responsabilitatea, cred că va trebui împărțită inclusiv cu dumneavoastră ca și consilier. Pentru că îmi pare rău să constat că nu ați realizat ce înseamnă acest lucru pentru municipiu și pentru județ în sine. Eu vă rog mult de tot, nu știu, încă o dată, nu știu la ce nivel, cine cu cine, pentru ce sau ce s-au hotărât, pentru că văd că dacă dumneavoastră, domnul primar, puteți să ne dați o informație legătură cu închiderea sau modalitatea de închidere a acestei regii, vă rog frumos, măcar faceți-o acum, ca să știe și cei care li se taie mâine gât. Dacă Ministerul Energiei și Guvernul hotărăște închiderea lui, noi ce să facem? Cu ce să ne încălzim la iarnă? Nu trebuie să găsim variante?
este soluția propusă de onor conducerea regiei nucleare, pe care o am aici și vă arăt. Ca în situația în care se închide combinatul chimic, să preluăm componente de la termo, să continuăm, așa cum știe și domnul Iordache și a confirmat că lucrează acolo, să continuăm livrarea de argint termic, cel puțin în iarna asta, cu preluarea componentelor și a salariaților de acolo. Este... nu mă surprinde faptul că vreți să aruncați în cârca celor de față închiderea combinatului chimic. Cred că este la mintea și copilului mic că închiderea sau menținerea combinatului chimic nu este la latitudinea noastră, ci este decizie guvernamentală. Și am rugat, și vă invit să vă prezint documentele, am rugat toți guvernanții, începând la primul ministru, până la ultimul ministru din guvern, să găsească soluții, să nu închidă combinatul, că nu noi hotărâm. Asta se hotărăște la București. Închiderea sau menținerea combinatului chimic. Vreți să rămânem și în frig? Dacă ei au hotărât lucrul ăsta, vreți să lăsăm oamenii ăștia în frig? Școlile, spitalele? Aveți o soluție noastră mai decât cea oferită de șefii noastre? Directorul regiei, cu inginer de acolo, ne-a dat soluția, cu preluarea acestor cazane. Avem obligația, ca dacă aia hotărâți la București să închidă combinatul, dar avem obligația să găsim soluții. Dumneavoastră spuneți că ați făcut intervenții de atunci când am intrat în disponență, atunci când eu am fost personal la dumneavoastră și v-am rugat să nu spuneți ce fel de și nu că am fost la dumneavoastră. În cadrul meeting-urilor pe care le-am organizat în acest municipiu, v-am invitat personal și v-am și expus, scris, absolut întrebările pe care oamenii le solicită, care sunt sub din partea dumneavoastră. N-ați catalizit să participați la această demonstrație, la acest meeting, la această întâlnire a oamenilor angajaților din cadrul acestei regii, din care să spuneți, fraților, uitați-vă, eu am încercat să fac cutare, cutare foarte dubitoare, așa cum vă țineam și vă rugam. Nu ați participat la niciuna din aceste întâlniri, iar acum veniți dumneavoastră și spuneți că ați făcut. Mă rog, sunt tare curios de văd și eu și v-aș vrea să mi le puneți la dispoziție. În schimb, faptul că dumneavoastră și v-am ascultat, spuneți că v-ați interesat de aspectele astea, eu vă spun că acest interes se notează de fiecare dată cu rezultatul acestui interes. Rezultatul acestui interes este dovada faptului că dumneavoastră faceți o societate de acțiuni a cărui obiect de activitate preia ceea ce avea termocentrală până la ora actuală și, în același timp, dispariția celor 2500 de angajați din cadrul regii. Lucru care am văzut din semnale care vi le-am tras atunci la momentele potrivite, nu v-a interesat prea mult. Cert este, mi se pare și mie, să mă uit și să râd de mine ceea ce vă spun acum. Să râd pentru că mă simt în situația căruia care, oricât aș vrea eu să găsesc sau să fac, să trec acum, nu știu dacă se mai poate trece și face ceva. Tu vii și spui, închideți-ne, da, închideți-ne. Dar de ce nu vă puneți la masă, liderii de zi? Ne-am fost, domnule, cu cine? Cu cine? Cu băia care ne fură și ne-a furat cu timpul. N-avem cu cine să ne punem. Cu cine să ne punem la masă?